Unul din predicatorii de frunte în Statele Unite este doctorul Lloyd Ogilvie. Lloyd Ogilvie este păstorul Bisericii Presbiteriene din Hollywood și păstor la elită. Este un om influent, este un om pocăit însă. Și pentru că este un om foarte influent, un autor de cărți creștine, pentru 8 ani de zile a fost chemat și a slujit capelan al Senatului Statelor Unite, păstorul senatorilor, capelanul Senatului American. Și bineînțeles că în această poziție, și fiind un om influent și în poziție de capelan al Senatului American, a avut și foarte multe invitații să călătorească în multe locuri. Și doctorul Lloyd Ogilvie povestește că într-una din zile, din weekenduri, a fost chemat de un alt păstor influent, un păstor episcopal, să viziteze biserica lui și să vorbească la el în biserică. Și spune Lloyd Ogilvie, m-am dus, dar fiecare biserică locală are obiceiurile ei, știți dumneavoastră. Și obiceiul acestei biserici episcopale pe care s-a dus să o viziteze era acesta. Când începea serviciul divin, păstorul bisericii, păstorul principal, îmbrăcat în roba de preot, de păstor, de doctor, intra primul, după el oaspetele cel mai de seamă și apoi asistenții lui. Și păstorul principal se duce apoi la microfon, cum am venit eu și la dumneavoastră, și zice, Domnul să fie cu sufletele voastre. Amen, yes. Și apoi biserica îi răspunde în cor și tot așa și cu sufletul tău. Să fie și cu sufletul lui. Sau, o spune Lloyd Ogilvie, am intrat înăuntru, el s-a dus la microfon și s-a dus și a spus Domnul să fie cu sufletele voastre. Dar microfonul era închis. Și nu l-a auzit nimeni din sală. A văzut că mimează ceva, dar n-a înțeles ce spune. Atunci s-a întors către omul de la stație, către fratele Dor acolo și Dorin, și a zis ceva e rău cu microfonul ăsta. Și sala, în virtutea obișnuinței, și tot așa și cu sufletul tău. Și m-am gândit. Oare nu este drept, de fapt, într-o greșeală de felul acesta? Nu-i ceva rău cu sufletul nostru? De trebuie să venim într-un loc ca acesta? Cred că este ceva rău și poate fi reparat de Dumnezeu, nu? De-aia ne-am adunat la oaltă, de-aia suntem într-un loc special peste care este chemat numele Domnului și care apoi loc să fie sfințit de Dumnezeu. Continuăm deci partea a doua a acestei sărbători frumoase, a roadelor, a mulțumirii, a recunoștinței și a învățării despre familia creștină. După cum ați văzut aseară, voi continua personajul pe care l-am ales, de la care să învățăm în acest weekend, este David. David este un om deosebit, un om transparent și Domnul mi-a pus pe inimă în două seriale distincte 16 mesaje diferite despre viața de familie din experiența lui David, o experiență mare. Dar noi vom împărtăși doar 4 în acest weekend. Continuăm astăzi cu serialul numărul 2, Succes și pericol în familie. Succes și pericol în familie. Apoi, după ce vom servi masa, la ora 2 ne întâlnim din nou aici cu toții, la ora 2, deci nu avem pauză după masă, ne întâlnim la ora 2 pentru o oră și jumătate. Și apoi o să avem pauza obișnuită, însă la ora 2 când ne întâlnim vom avea o sesiune degajată de întrebări și răspunsuri. Așa că vă încurajăm, scrieți întrebarea dumneavoastră pe un bilet, pe o coală de hârtie, nu trebuie să vă scrieți numele. Și dacă le-ați adus, deja cu dumneavoastră le puteți pune aici pe masă aceasta unde este computerul și le voi ridica de acolo. Le puteți aduce direct la mine sau la fratele Cornel, la fratele Toru și le vom încerca să răspundem la toate întrebările dumneavoastră.
Este bine să fim împreună și este bine să învățăm împreună cuvântul Domnului. Pentru mine este o împlinire sufletească. Cea mai mare bucuria mea, pe lângă cea de a fi cu familia și în prezența copiilor Domnului, este să studiez Sfânta Scriptură. Pentru mine a studia Biblia este o bucurie imensă. Zilnic stau asupra acestei cărți câte 3, 4, 5, 6 ore, o oră, și în felul acesta găsesc că Dumnezeu poate să-mi vorbească, poate să-mi descopere înțelepciunea cuvântului Său și apoi, sigur, pot să mă duc la aceea cu smerenie în fața poporului Domnului ca să le spun ce mi-a vorbit Domnul. În dimineața aceasta am să vă vorbesc din 1 Samuel, capitolul 18, versetele 17 la 23, pentru acest subiect, despre familie, succes și pericol în familie, succes și pericol în familie. 1 Samuel 18, de la 17 la 23. Cuvântul Domnului spune aici în felul următor. Saul a zis lui David, iată, îți voi da de nevastă pe fiica mea cea mai mare, Merab. Numai să înfrujești cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Dar Saul își zicea, nu vreau să-mi pun mâna mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. David a răspuns lui Saul, cine sunt eu și ce este viața mea? Ce este familia mea în Israel ca să fiu cinerele împăratului? Venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel din Mehola. Micală, fata lui Saul, îi iubea pe David. Au spus lui Saul și lucrul acesta lui i-a plăcut. El își zicea, eu voi da ca să-i fie o cursă și să cadă în mâna filistenilor. Și Saul a zis lui David pentru a doua oară, astăzi îmi vei fi cinere. Saul a dat slujitorilor săi următoarea poruncă. Vorbiți în taină lui David și spuneți-i, iată că împăratul este binevoitor față de tine și toți slujitorii lui te iubesc. Fii acum ginerele împăratului. Slujitorii lui Saul au spus aceste lucruri la urechile lui David și David a răspuns, credeți că este ușor să fii ginerele împăratului? Eu sunt un om sărac și de puțină însemnătate. Amin. David este un om extraordinar, un om deosebit. Potrivit Sfintelor Scripturi, Fapte 13 cu 22, 1 Samuel 13 cu 14, David este numit om după inima lui Dumnezeu. Aceasta nu semnează că David a fost perfect. Să David a fost un om transparent. Când a greșit, el a spus, am greșit, am păcătuit. A recunoscut și s-a pocăit. Și această recunoaștere și pocăință, întoarcere, a plăcut lui Dumnezeu. Pentru că este o problemă cu noi, cu personalitatea, cu mândria noastră a fiecăruia. Dacă greșim și suntem prinși în greșeală, mândria nu ne dă voie să admitem. Cum să recunosc eu că am greșit? Cum să recunosc eu că am păcătuit? Și dacă am fost prins în fapt, ai fost găsit în fapt. Mândria nu ne lasă. David a renunțat la mândria lui și a spus, eu sunt omul acela. Eu am păcătuit. Chiar a mers până acolo și a spus lui Dumnezeu, poporul acesta nu este vinovat. Eu sunt vinovat. Nu pedepsi poporul. Pe mine pedepsește. Și lucrul acesta i-a plăcut lui Dumnezeu. De ce? David este numit om după inima lui Dumnezeu. Și David este o carte deschisă și pentru ceea ce înseamnă viața de familie. Și în viața de familie, David este un dezastru. Omul după inima lui Dumnezeu. În viața de familie este un dezastru. Totuși, are aspecte bune pe care le putem învăța. Este un dezastru pentru că nu s-a ocupat de familie. Nu s-a ocupat de copiii. Nu s-a ocupat îndeaproape de părtășia cu soțiile după obiceiul timpului de atunci. Și datorită acestui fapt, copiii au crescut fiecare în direcția lui, fiecare în direcția ei, neimplicându-se în viața lor, fiecare copil
a avut o istorie aparte și apoi nevegherea asupra vieții lui personale, comițând adulter cu Bathsheba, a făcut ca viața de familie lui David să aibă mult de suferit. Înspre finalul vieții, el rezolvă câteva probleme vorbind cu Solomon, orientându-l pe Solomon, învățându-l pe Solomon ce trebuie să fie el, cum trebuie să fie ca soț, ca împărat, ca om al lui Dumnezeu. Dar din diferite aspecte ale vieții lui putem să învățăm, așa cum vom face în dimineața aceasta, lucruri care pot să contribuie la succesul caselor noastre. Pentru că nicio casă de noastră, nicio familie, nu cred că dorim să avem faliment în casă, nu? Vrem să avem succes, vrem să avem biruință. Și învățând de la David putem să avem succes și să ne ferim de pericolele care ne pasc pe fiecare. Sunt patru aspecte, patru personaje în viața lui David care vin și marchează familia lui. Ne vom uita la fiecare personaj în parte. Primii sunt prietenii lui David și familia nu poate trăi fără de prieteni. Trebuie să avem prieteni și vom vedea ce fel de prieteni trebuie să aibă o familie, pentru ca familia aceasta să aibă succes, familia aceasta să se bucure de binecuvântare și familia aceasta să aibă pace. Apoi, sunt oamenii din jur, semenii noștri, cei de-a doua entitate pe care o întâlnim, cu care nu suntem neapărat prieteni, dar cu care venim în contact și care ne cunosc. Și să știți că putem să fim cunoscuți oriunde. Încă n-am întâlnit aeroport în lume, în ultimii 10 ani de zile, unde să nu fiu recunoscut de cineva, de exemplu, pentru că sunt persoană publică și datorită internetului și a televiziunii și a DVD-urilor, lumea te cunoaște. Nu am găsit loc, vă mărturisesc cu frică de Domnul, în ultimii 10 ani ai în aeroport din lume, că sunt în Amsterdam, că sunt la Londra, că sunt la Dublin, că sunt în Canberra sau în, știu eu, undeva prin Australia, ori în Canada, ori în Europa, pe aici. Cineva, doi, trei, au venit la mine, sunteți domnul Gog, sunteți părintele Gog, cum vorbesc eu afară, sunteți pastorul Gog. Chiar, poate m-ați auzit, eram într-un aeroport, eram în Houston, Texas, în Dallas, Texas, mă întorceam acasă din Miami. Și departe din Miami se zbor, până la noi, la Los Angeles, 6 ore de zbor, non-stop. Dar am făcut o escală după 3 ore în Dallas, și aveam 2 ore la dispoziție ca să schimb avionul. M-a lovit foame. Și am zis, hai să mă duc să mănânc. În aeroport, mai mult fast food-uri, nu? Mi-am luat ceva de mâncare și mi-am luat o apă minerală. Era într-o sticlă așa verde, mai ciudată, mai interesantă. M-am așezat la masă să mănânc, am găsit o masă singură, m-am așezat la masă și se întâmplă așa că de multe ori în viață, parcă te arde ceva, simți că cineva se uită intens la tine, chiar dacă este în spatele tău, simți că se uită cineva la tine. De data aceasta era cineva în față, așa că vreau să încep să mănânc, dar simțeam că cineva se uită intens la mine. Mi-a ridicat privirea și, într-adevăr, undeva la vreo 10 metri de mine era un domn care se uita așa foarte atent. Am zis, cine știe, mă confundă cu cineva. M-am plecat din nou să mi așez lucrurile să mănânc și pe când să mă apuc să-mi dai să mănânc, el era deasupra mesei mele să uita la mine în farfurie. Și mi s-a părut obraznic lucrul acesta, necivilizat, nepoliticos. Și l-am întrebat în limba engleză, sigur, pot să vă ajut cu ceva? Și el s-a dat un pic înapoi și a zis, no, dați voie să vă vorbesc românești. Deci, da, cu siguranță. Sunteți părintele Gog, nu este așa? Și am zis, da, eu sunt. Pare bine că m-ați recunoscut. Zici, părinte, s-a prezentat, îmi cer scuze, pentru că n-a fost deloc politicos să fac ce am făcut, să vin și să mă uit în mâncarea dumneavoastră. N-am făcut la nimeni, până acum sper să nu mai fac nici de aici încolo. Dar uitați care este problema. Eu am fost o singură dată într-o biserică evanghelică. La dumneavoastră în biserică, când a fost președintele Constantinescu în America, vine la noi la biserică și am stat, a spus, la predica dumneavoastră să vedem ce-i predicați la președinte și m-a impresionat foarte mult predica care a ținut-o. Dar atunci, zice, pentru că n-am fost într-o biserică evanghelică, mi-am zis în sinea mea, mi-ar place să-l văd eu pe omul ăsta undeva, singur și să nu cunoască pe nimeni.
Și acolo să vedem eu ce face, ce caracter are, ce mănâncă, ce bea omul acesta. Și când am văzut sticla aceasta verde, am crezut că e bere, zice, și am venit să mă uit. Și a cerut din nou scuze omul și a zis, mulțumesc, părinte, m-ați lămurit, zice, trebuie să fiți ce predicați, zice, trebuie să fiți transparent, trebuie să fiți omul acela, nu? Dar din multe ori, noi nu suntem cei mai transparenți. Și de multe ori avem probleme și datorită acestui fapt, în relația de familie avem dificultăți. Zâmbim la soție și în minte gândim altceva. Vorbim politicos cu copiii, dar înainte am strigat la soție sau la soț. Și lucrurile acestea fac ca familia să dea înapoi. Avem relație cu prietenii, avem relație cu cei din jur, cum v-am spus, și trebuie să fim atenți. Apoi David se întâlnește cu părinții lui și al soției lui, a lui Mical, deci este relația cu părinții, care de asemenea ori ușurează, ori agravează viața de familie. Și apoi este sigur relația cea mai mare, soț și soție, și aici este relația lui David cu Merab și Mical. Ne vom uita la aceste patru relații pe care David le are, să vedem cum se ajunge la succes și cum se ajunge la faliment. Sau cum se ajunge în pericol. Deci, în primul și în primul rând, relația familiei cu cu prietenii și rudele. Relația cu prietenii și rudele. Le combinăm. Rudele au un cuvânt greu de spus în relațiile de familie. Nu toate rudele ne plac. Și nu cred că este poate unul dintre noi care să spună pe mine mă plac toți cumnații, toate cumnatele. Ei, v-am prins un pic, nu? Nu știu de ce, dar așa este viața. Și nici David nu este plăcut de toți. Nu este plăcut de toți. Rudele cele mai influente cu care venim în contact, bineînțeles, sunt părinții, sunt cumnații, sunt frații și surorile. Devenind ginerile împăratului, David are rude mari acum. Și de aceea chiar și spune aceste cuvinte. Crezi că e ușor să fii ginerile împăratului? Eu vin într-o familie neînsemnată, o familie săracă și direct în casă împărătească. Nu este cel mai frumos lucru sau cel mai simplu lucru, adică frumos este. Dar David a câștigat prietenia lui Ionatan. Prietenia lui Ionatan, 1 Samuel 18, capitolul acesta. Ionatan este fiul cel mai mare al lui Saul, împăratului Saul. Și bineînțeles, fiind fiul cel mai mare după rânduiala timpului, este prințul moștenitor al tronului regal din Israel. Și să ai prietenia prințului moștenitor nu este un lucru de apucat sau un lucru pe care să-l pierzi. David și Ionatan știu să prețuiască prietenia lor și cu această prietenie să poată să ușureze relațiile cu celelalte rude. Este capital, frate și surori, doamnelor și domnilor, dacă în relațiile cu rudeniile aveți măcar un cumnat sau o cumnată cu care să fiți prieteni apropiați, puteți lucra împreună la o apropiere mai bună a vieții de familie, o mai bună părtășie între cele două familii care s-au unit între ele prin căsătorie. Dar cum trebuie să arate prietenia aceasta cu rudele? Ce are ea? Ce caracteristici are? Uitați-vă la David și la Ionatan, pe când de aceea învățăm niște lucruri frumoase. Prima caracteristică este compatibilitate în prietenie. Trebuie potrivire. Compatibilitate înseamnă potrivire. Sufletul lui David și al lui Ionatan au avut cel puțin trei lucruri în comun, trei lucruri compatibile. Primul este dragoste din Dumnezeu. Și David și Ionatan amândoi iubeau pe Domnul. Și chiar dacă suntem rudenii, prietenia cea mai apropiată trebuie să o avem cu rudenia care se teme de Dumnezeu, care iubește Dumnezeu. Nu ignorăm pe niciuna, dar părtășie și legături care să ducă la o mai mare cunoaștere a lui Dumnezeu sau la o mai mare influență a lui Dumnezeu în restul membrilor familiei, sigur că trebuie să o ai cu omul care se teme de Dumnezeu, cu persoana, cu ființa care se teme de Dumnezeu, cu rudenia care se teme de Dumnezeu.
Și David și Ionatan iubeau pe Domnul și Biblia spune lucrul acesta. Amândoi au avut pe Domnul în centru vieții. 1 Samuel 17 cu 45 și 1 Samuel 14 cu 6 și 12. Amândoi au avut o perspectivă clară a planului divin cu ei și s-au grăbit să o împărtășească și dacă Ionatan era dezavantajat față de David. 1 Samuel 23 cu 16. Știau care este drumul lor și nu întotdeauna drumul fiecăruia este la fel sau la fel de strălucit. Dumnezeu are dreptul să spună ce drumuri trebuie să urmăm în viață. Dar vom vedea, pentru că voi reveni asupra acestui gând imediat, nici Ionatan, nici David nu s-au descurajat de ceea ce cunoșteau despre viitorul lor cu Dumnezeu. Deci, prima compatibilitate este dragoste. Al doilea aspect este dăruire, generozitate. În 1 Samuel 39 la 25, 1 Samuel 18 cu 14, și David și Ionatan sunt foarte generoși. Ce înseamnă aceasta? Au știut să-și dea daruri, au știut să renunțe la lucrurile lor, la drepturile lor, pentru ca celălalt să se simtă bine. Și în familie să știți că este important lucrul acesta. Este importantă relația cu rudele. Trebuie să știm să fim atenți și mai ales dacă ai un cel puțin numai din rudenii cu care ai poți să te înțelegi mai bine, nu profiți pe seama nimănui, pentru că este jignitor și umilitor să ții o prietenie numai să profiți. Orice prietenie, frașesorilor, notați și ascultați la acest păstor, orice prietenie costă. Dacă nu costă prietenia, nu mai este prietenie, este profit. Este profit de o parte. Nu este prietenie care să nu coste. Am prieteni, m-a binecuvântat Dumnezeu cu prieteni bogați, dar nu profit de pe seama lor. Și vă spun spre gloria Domnului, ei sunt uimiți că dacă m-am dus la restaurant, n-au apucat să plătească și am plătit eu consumația la restaurant. Și eu trăiesc dintr-un salariu, lumea crede că eu sunt un om bogat. Nu sunt un om bogat, mulțumesc Domnului pentru ce am. Dar nu cred că este civilizat numai să stai cu mâna întinsă. Nu cred. Și nu cred că civilizează familia să ai numai mâna întinsă. Și toată ziua să te plângi și alții să cheltuiască cu tine. O prietenie costă. Și costă din ambele direcții. Din ambele direcții. De aceea m-am rugat Domnului să iubească Domnul și pe alții. Trei. La fel, nu? Daruri spirituale. Pentru ce a spus aseară, ați înțeles ce am spus. Daruri spirituale. A treia compatibilitate sunt darurile spirituale. Și unul din darurile spirituale de care a beneficiat și Ionatan și David este discernerea. Au știut să discernă cât de aproape să fie și câtă distanță să păstreze. Și în familie este așa de important. Dacă ești prieten, de exemplu, un apropiat cu un cumnat, cu o cumnată, poți să fii cu toți, dar măcar cu unul dacă ești apropiat. Dați-mi voi să vă spun câteva lucruri. Simple, însă practice. Nu semnează că apropiere în familie înseamnă familiaritate. Strici familia cu familiaritate. Dacă te-ai dus în familia cumnaților tăi, nu te duce direct la frigider și deschide frigiderul și îți ia o strică de apă și bea. Cereți voi, chiar dacă ești prieten. Nu fi așa de familiar. Pentru că familiaritățile duc la imoralitate de foarte multe ori. Îmbrățișări mai lungi, am văzut pe cineva în fața mea și a pișcat cumnata. M-am dus la el în private, în particular, și i-am spus: wake up! Trezește-te! Că este un șarpe care dorme în tine și imediat mușcă. Nu fiți familiari. Fiți respectuoși. Că tot aceeași prietenie se mențină. Tot aceeași prietenie se mențină. David și cu Ionatan știu acest lucru. Pentru că fiind în stare să discearnă lucrurile, uitați cum se comportă ei.
manierați. Ionatan este manierat. Știți 1 Samuel 19 cu 3 la 6. Și veți vedea. Apoi se poartă respectuos. Era respectuos cu alții. 1 Samuel 14, 29 la 30. Apoi este unul care știe să țină secretul. Aici avem mari probleme. 1 Samuel 20, 38 la 40. 1 Samuel 20, 38 la 40. Și între rude trebuie păstrate secrete. Și între rude trebuie păstrate secrete. Poate unul dintre cumnații tăi, frații tăi, cumnatele tale, sunt păcătoși, au făcut, știu eu, un lucru de... l-au uimit și pe Dumnezeu. Dacă n-ai ieșit încă afară și toată lumea cunoaște lucrul acela, nu trebuie să faceți mică publicitate din păcatul și fără de legea nimănui. Păstrați secretul, să ridicați omul ăsta, ființa aceasta. David și Ionatan știu să păstreze secretul. Știu să păstreze secretul, pentru că aceasta vorbește despre sensibilitatea lor. Despre o viață și oameni, chiar dacă David nu a avut nu știu ce educație, pentru că n-a avut, a fost cioban. Dar a știut să se orienteze. Asta este frumos la David. A știut să se orienteze. Dom'le, am crescut la turma, în coada turmei și acum am ajuns aici. Trebuie să știu să mă port și știe să observe. Pe mine poate să zâmbiți. Pe mine, eu am crescut la țară, într-o familie de oameni simpli, țărani, mineri. La 13 ani, cel mai mic din casă, din familie, am plecat la Cluj. N-am fost niciodată în lumea mare. Am învățat să mă uit, ba la unul, ba la altul, la liceul de muzică, am făcut liceul de muzică, să vedem cum se comportă, cum vorbesc, cum mănâncă, cum țin furculița, pentru că nu știam. Nu știam. Și apoi a venit vremea, în 1980, după ce am terminat, în 1981, după ce am terminat seminarul la București, să se deschidă o oportunitate prin intervenția americanilor și ambasadorul Statelor Unite, David Vandenberg, să fiu trimis în Statele Unite și să studiez, să-mi iau master în teologie în America. A fost un unicat. Și când am ajuns în America, niciodată n-am ieșit în lumea mare, în lumea de afară. Am zis, vedem cum mă port aici. Era un frate în Europa, poate unii dintre noastre mai țineți minte, Lambert de Long, un om deosebit. El a fost sponsorul meu și ajutorul meu. M-a dus în America și am ajuns noaptea târziu, pe la 2 noapte, în Atlanta. A doua zi am plecat în Cleveland, Tennessee, și la ora 10 am avut un mic dejun cu toți liderii din Church of God, cu bossul general și cu tot suita lui. A fost onor pentru mine să stau la masă cu oamenii ăștia așa de mari. Dar aveam emoții, că mă temeam să nu mănânc cumva și să mă fac de râs. Trebuie să-mi ies maniere, nu? Și mă întreabă fratele de loc, zice, ce vrei să mănânci? Și zice, nu știu ce să mănânc aici. Comandați dumneavoastră ce comandați și eu mănânc. Zice către mine, griț. Și zice, o mâncare sudistă. Ok, dacă e griț, griț, spune-mi griț. Mănânc în griț. Așa. M-a întrebat ce vrei să bei, dar s-a văzut elementele de țăran din mine. A zis, Coca-Cola. Dacă n-ai ieșit afară. Nu știi. O dai în bară. Dar trebuie să fii atent. Deci n-am fost atent. Și mi-am dat seama că eu nu se bea Coca-Cola la breakfast, la micul dejun. În sfârșit, mi-a adus grițul. Este o mămăligă albă, grițul. E o mămăligă albă, nesărată, nenimic pe ea. Se pune unt și sare și apoi o mănânci cu nu știu cu ce. N-am mai mâncat de atunci. Da. Tot m-am gândit cum să o mănânc acum. Vreau să încep, să vedem cum să mănâncă. Cumva iară să mă facă râs, nu? Am văzut că nu începe nimeni, foame mi-era, mâncarea se răcește. Semăna cu grișul pe care îl făcea soția. M-a zis, o fi griș american ăsta, așa. Am văzut niște păhărele cu dulceață, le-am desfăcut pe toate și mi-am întins peste griț.
Dar poate că cei din Germania știți cel ce a fost înainte șef în Germania, Heinrich Scherz, era șeful Institutului Teologic din Germania, era la stânga mea. Când m-a văzut ce am făcut în farfurie, a zis cu glas tare, Lăzar, nu așa să mâncă ăsta! Am înghețat! Pe tocmai asta am vrut să evit, să nu râde cineva de mine, să fiu și eu manierat și gata. Toți s-au oprit și au lăsat farfurie și se uitau la mine, așa. Vreo 20 de oameni. Am intrat în panică. M-a luminat Domnul și am ieșit. M-am întors spre el și am zis, frate Scherz, este prima mea zi într-o lume liberă. Și aici trebuie să-mi spună cineva cum să mănânc? S-au uitat la mine și au început să râdă și l-am mâncat, dar nu mai știu cum l-am mâncat. Ionatan și David sunt oameni care au grijă de relația lor, de prietenia lor. Ei sunt manierați. Deci, este compatibilitate. Dar există un alt aspect. Hai să ne uităm la caracterul prieteniei lor. La caracterul prieteniei lor. Și ce face prietenia între rude frumoase și ca să dea succes? Sunt câteva lucruri care fac prietenia frumoasă în caracterul lor. Cel puțin trei. Primul este sensibilitate. 1 Samuel 18:1. Sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David. Deci este sensibilitate. Știți, există ceea ce Biblia numește potrivire în duh, potrivire în suflet. Sunt oameni cu care ai afinitate. Uite-te și între rudenii după ei, și între prietenii de afară. Și vezi, nu însă să fii atent, pentru că dacă ești sensibil spre lucruri rele, nu te face pe din coia care se întâlnează la fel ca și tine. Pentru că tu trebuie să fii salvat, nu trebuie să mergi spre prăpastie. Dar sufletul lui Ionatan și sufletul lui David au această sensibilitate. De aceea s-au alipit în prietenia lor și au lucrat la casa lor, la familia lor, la relațiile lor. Și așa erau tensionate, pentru că Saul era un om care nu știa altceva decât să se teamă, să fie gelos, să fie invidios. Și David, sigur, trăia în această tensiune. Cum să mă port? Cum să mă fac plăcut? A găsit ușa prin Ionatan și a știut să folosească această ușă. Pentru că în caracterul prieteniei lor era această sensibilitate, potrivire sufletească, care trebuiește căutată. Apoi, este al doilea aspect, este seminătate sufletească. Versetul 18, 1 Samuel 18, partea finală a versetului 1. Și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. Ca pe sufletul lui. Deci Ionatan este foarte deschis, foarte deschis. Și uitați cât de deschis este Ionatan. În 1 Samuel 23:17, spune cuvântul Domnului că Ionatan s-a dus la David în pădure, pentru că Ionatan știa unde se ascunde David. Și s-a dus să-i spună un lucru mare. Nu știu eu dacă eram în locul lui Ionatan, dacă puteam să fac lucrul acesta. Uitați ce se întâmplă. Cum vă spuneam înainte, și am spus că revin, de drept, în linia regală, cel ce este moștenitor la tron este întâi născut. Și întâiul născut în casa lui Saul este Ionatan. Ionatan este prințul moștenitor al lui Israel. Este cel ce urmează să ia tronul. A venit David în casa lor. Și David a fost uns de Samuel ca și Saul, împărat. Dar pentru că Ionatan are această discernere spirituală cu care știe să lucreze și să renunțe din ale lui, este greu de găsit oameni de felul acesta. Greu de găsit în biserică. Uite, Domnul folosește pe omul acesta mai bine la cuvânt. Parcă nu este greu să ne umbrească pe noi, păstorii, nu să vorbească altcineva. Sau cântă cineva mai bine. Este greu să umbrească solistul corului sau solista bisericii. Ionatan nu face lucrul acesta. A venit la David în pădure și uitați ce îi spune. Nu te teme de nimic, Davide. Căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel.
iar eu voi fi al doilea după tine. Ei, oamenii aceștia, cam greu găsești. El este prințul moștenitor. El are dreptul la tron. Dar discerne. Este o discernere spirituală și se uită cu ochi spiritual. Și când se uită cu ochi spiritual, se uită în familie, se uită în casă și spune, în casa noastră a intrat David. Însă eu am această sensibilitate sufletească și spirituală să văd David, Domnul a dat lui David o măsură dublă pe care eu nu o am. El va fi împărat în Israel. Eu n-am să fiu numai al doilea și nu mă jignește treaba aceasta. Realitatea aceasta. Ei, în familie trebuie ceva similar. Să nu ne fie frică dacă membrii familiei noastre, pe unul l-a ridicat Domnul mai mult decât pe celălalt, pe un condamn mai mult decât pe celălalt. Nu trebuie să ne sperie lucrul acesta. Nu. În casa lui Iaiebeț, știți foarte bine, nu? Din 2 Cronici 4, 9 la 10, în casa lui Iaiebeț spune cuvântul Domnului că el avea mai mulți frați. Și spune când mama lui l-a născut, i-a pus numele Iaiebeț, Jabez, nu știu cum este tradus în germană și în olandeză, dar românește Iaiebeț. Și spune, i-a pus numele Iaiebeț, care însemnează trist, amărât, pentru că și-a zis ea, l-am născut și pe ăsta, n-am nici ce să-i dau de mâncare, și i-a pus numele trist, amărât. Dar când Iaiebeț s-a deșteptat și a crescut un pic, măcar că era cel mai mic, a zis, Doamne, eu nu-s mulțumit cu ce am. Nu în sensul negativ al cuvântului. Pentru că tu ești absolut. Te rog, mărește-mi hotarul. Te rog, întinde-mi-le cele spirituale, cele pământești. Uite, eu îți dau zeceală, vreau să-ți fiu credincios și vreau să-mi fac un nume pentru numele tău. Și cuvântul Domnului spune, și Domnul ne-a ascultat rugăciunea și a ajuns cu o vază între frații lui. Cel mai cu vază. Nu găsim că frații lui au fost invidioși pe el. Ei, nici în relația aceasta, David și Ionatan, nu se strică relația cu invidie. Din potrivă, seninătatea aceasta cu care Ionatan vorbește este dezarmantă. David nu-ți face probleme. Eu te-am putut omorâ oricând. Nu fac lucrul acesta. Nu pun mâna pe unsul Domnului. Eu nu vreau să îmi bat joc de rudele mele. Eu vreau să spun mai mult. Dacă sunt al doilea după tine, sunt bine. Sunt bine. Apoi este sacrificiu, al treilea aspect al caracterului prieteniei. 1 Samuel 18 cu 4. Ionatan a scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Acestea erau semnele că Ionatan, cum este David, el se comportă ca un om fără minte. Și nu folosește ocazia aceasta în sensul unei armonii și a unei păci mai bune între familie. Și apoi este ultimul lucru, mobilizează vrăjmașii, mobilizarea vrăjmașilor. Saul mobilizează vrăjmașii ca să facă rău propriei familii. Mai sunt încă părinți de felul acela care, în loc să se bucure că la fiii și fiicele lor le merge bine, măcar la unul dintre ei, imobilizează pe ceilalți membri din familie împotriva celor care le merge bine. Și în felul acesta, după ce au văzut că lucrurile merg bine, încep să născocească povești, încep să născocească tot felul de lucruri care să îngreuieze problemele și viața de familie. În concluzie, viața de familie este frumoasă, dar viața de familie are foarte multe provocări. Și de multe ori aceste provocări vin din partea celor de lângă noi. Nu a celor de departe, a celor de lângă noi. Uneori părinții, socri, alteori cumnații, alteori cumnatele, alteori frații de corp, alteori surorile, rudele de aproape, de multe ori. Secretul ca să poți să mergi și să ai succes totuși în familie este să nu te lași purta de bar. Secretul este să găsești măcar pe unul din familia în care ai intrat. Să fii prieten ca și David cu Ionatan. O prietenie curată, o prietenie sinceră. Și prietenia aceasta să o folosești și să-ți vindești sufletul,
dar și să vinderi sufletul celor alte rude, să poți să-i aduni la oaltă, să poți să-i strângi împreună. Pentru că dacă nu vei face lucrul acesta și dacă nu vei ști să te folosești de prietenie ca să fii binecuvântare pentru ceilalți, poate vei pierde și prietenia care e realizată. Și apoi, să nu uităm acest lucru, frații mei. Indiferent că ești prieten cu cineva de afară, deci din afara cercului familiei, indiferent că ești prieten cu cineva din familie, două lucruri să le ține minte tot timpul. Orice prietenie costă, nu profităm de prietenia nimănui. Și nici într-o prietenie nu suntem prea familiari. Nici într-o prietenie nu suntem prea familiari. Păstrăm decența și păstrăm distanța necesară suflării în familie. Nu mă veți vedea nicăieri, nici în casa fraților mei, nicăieri nu mă veți vedea cum am intrat să mă duc să le fac rânduială, să le deschid. Dacă mă servește cu o cafea, o bea, chiar două, așa și mai ales espresso, spun să audă. Dacă nu, la fel cu nepoții, așa. Dacă nu mă servește, e ok. Pentru că vreau să păstrez prietenia, ca prin prietenia care am realizat-o, să vindec celelalte suflete, celelalte familii. Nu să distrug, să vindec. O prietenie adevărată este o prietenie care vindecă. O prietenie care ridică. Cea mai mare prietenie pe care o avem noi este prietenia Domnului Iisus Hristos. Și El a spus, voi sunteți prietenii mei. Nu este prieten și o prietenie mai mare decât aceea ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Deci, prieteniile noastre, cele din familie și cele de aproape, trebuie să folosite cu scop să zidim, cu scop să ridicăm și cu scop să-L arătăm că Iisus Hristos, în adevăr, domnește în casa noastră și în viața noastră. Amin? Amin. Ne ridicăm în picioare.